Creștinii ortodoxi sunt astăzi zvorul tămăduirii. Sărbătoare înscrisă în calendar în fiecare an în vinerea de după Paște este un praznic închinat ci Domnului Meni să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oamenilor. Izvorul tămăduirii este izvorul din care curge apa vieții, amintind de o serie de minuni săvârșite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului. Creștinii ortodoxi vin în această zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiazma Mică. Această apă sfințită este foarte bună pentru tămăduire la toate bolile, pentru tămăduire. Cu ea prin casă, să bem în fiecare zi. Pentru locuitorii localității Ilfovene Roșu, această sărbătoare are dublă semnificație, pentru că în această zi se prăznește și hramul bisericii. Cam fiecare an în săptămâna luminată, creștinii parohiei Roșu din comuna Chiajna retrăiesc o a doua bucurie după cea învierii, cea a hramului bisericii, izvorul tămăduirii. Apa sfințită astăzi este tămăduitoare de boli sufletești și trupești, și după agheasma mare, este o a doua aghiazmă de mare însemnătate pentru creștinii ortodoxi. Pentru noi locuitorii acestei comunități, izvorul de mădurie înseamnă hramul bisericii. Și fiind acest hram, ne adunăm cu toții, îl serbăm, pomenim pe Mântuitorul și pe Maica lui, care ne ocrotește în fiecare zi pentru tot răul pe care îl facem pentru semenii noștri. Se spune în popor că în această zi apele sunt mai zgomotoase și mai zbuciumate, de aceea zgomotul apei ajută pe fântânar să găsească mai ușor o sursă de apă. Femeile nu trebuie să spele, să calce sau să croiască îmbrăcăminte, pentru că se spune că lucrul făcut în ziua sfântă nu va fi de folos și nu va fi terminat niciodată. Tot în această zi gospodarii aruncă apă sfințită peste vitele de povară pentru a fi sănătoase, se strupesc cu apă sfințită în ziua praznicului și grădinile și livezile pentru a fi un an rodnic. Totodată oamenii cred că Că protejează recoltele de distrugerile provocate de grindină.